salvează vieți și nu așteaptă nimic în schimb pentru gestul lor. Vorbim despre donatorii de sânge, cei care sunt sărbătoriți astăzi în întreaga lume. La Chișinău, zeci de persoane au mers de dimineață la Palatul Republicii pentru a aduce un omagiu acestor persoane prin donare de sânge. Ziua donatorului de sânge este o adevărată sărbătoare pentru cei care fac acest act de solidaritate. Ion Crăciun salvează vieți de 15 ani. Atât el cât și alți donatori veterani au primit distinții astăzi la Chișinău. Simplu un suflu individual. De a veni, de a dona, de a pleca, simplu mă des și rămân și eu, așa, nu știu, bucuros și satisfăcut. De câte ori în timpul anului donați? La moment, în mediu, 3 ori. Eu nici nu mi-aduc aminte, dar odată în vouă câțiva ani, spun și eu, cineva spune mulțumesc. La evenimentul organizat la Palatul Republicii, oamenii au făcut rânduri imense pentru a dona sânge. Pentru a salva vieți este un factor important, sângele ne curge prin vene, el este viața noastră. O facem constant, conștient și o facem cu tot sufletul, fiindcă în situații de criză putem să ne aflăm și noi și în momentul respectiv vom avea nevoie de o mână de ajutor. Pentru că noi putem să oferim gratuit ceva ce ar alții nu au. Și asta trebuie să facă oricine, este al doilea sau al treilea an și vreau să continui să primești o medalie neapărat. Au venit, cred că peste 100. Fiecare persoană care donează sânge ajută la o altă persoană care are nevoie de acest sânge. Este foarte benefic și pentru persoana care donează. Iar Ministerul Sănătății, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și Biroul OMS au dat start unei ample campanii de donare de sânge. În următoarea perioadă, în Republica Moldova, vor fi organizate mai multe evenimente dedicate donatorilor. Niciodată nu putem cunoaște ce se poate întâmpla brusc cu fiecare din noi. Sângele înseamnă viață. Celebrarea acestor 20 de ani, care de fapt sublinează cât este de importantă donarea de sânge și cât este de important gestul acesta voluntar. O unitate de sânge salvează 3 vieți omenești. Acest lucru trebuie să-l ținem minte, acest lucru trebuie să ne ghideze în aspirațiile noastre altruiste. Anual, Centrul de Transfuzie recoltează sânge de la peste 10.000 de donatori. Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbătorită de 20 de ani, pe 14 iunie, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății.